Au avut parte de diferite activități distractive, masterclass-uri, expoziții de pictură și competiții sportive. Vorbim despre 200 de copii cu cerințe educaționale speciale care au participat la Festivalul de Creație Inclusivă Moldova Mea Leagăn de Flori. Evenimentul, care durează două zile și are drept scop consolidarea sistemului de protecție a persoanelor cu dizabilități, a avut loc la o tabără de odihnă din orașul Vadului Vodă. Copiii au participat la diverse activități artistice, concursuri sportive, dar și expoziții de artă decorativă. Am venit să dansez. Asta am fost implicată. În primul rând și mama mea scânte, pentru că ea este cântăreață de muzică populară și eu să dansez un dans modern. Copiii mă joc, am face mult prieteni aici și aici se face vesel. E foarte interesant, distracție la maxim pentru copii. Copiii cresc cu dizabilități sau fără dizabilități, eu socot că îi trebuie și toți la un nivel. În considerentul că avem un festival atât de frumos despre Moldova, avem niște floricele făcute din metoda quilling, tricolor am ales așa și scris despre Moldova mea ca să fie ceva copiilor ca amintiri. Incluziunea socială a copiilor cu cerințe educaționale speciale se află printre prioritățile autorităților din educație. Am reușit să realizăm mai multe reparații și amenajări a unor instituții pentru acești copii. Avem instituții în care copiii cu cerințe educaționale speciale sunt în număr destul de mare, de exemplu liceul nou deschis Pro Succes, vom instala și un lift special pentru acești copii. La fel în școlile speciale am reușit destul de multe amenajări, dotări. În una dintre instituții am reușit să facem o dotare sau să dotăm terenul de sport pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Festivalul de creație inclusivă Moldova Mea Leagăn de Flori se află la a treia ediție.